Da, că uitându-te în orizont, negura se întinde, privind în stânga și în dreapta, ceața se arată, dar ești chemat să ridici privirile în sus, căutând cu stăruință în rugăciune și în proșternere că vreau să răsară lumina peste tine. O, că vremea se scurtează de la o zi la alta. Și bunurile, și lucrurile care sunt azi la îndemâna voastră a fiecăruia, în curând veți fi puși la o mare strâmtorare, la o grea încercare, într-o sită foarte deasă, zice Domnul. Și acolo fiecare va lua decizie după cum este inima și aplecarea inimii lui. De aceea vă chem pe toți care sunteți părtași la glasul Duhului Sfânt. Aleluia. Faceți verificarea inimii. Geravit paralot parabiet. Tăvălugul negru-i porni de la locul lui. Și în curând îi se va auzi uruitul și zgomotul lui. Va deranja urechile multora și va înspăimânta inima multora. Dar pentru cei ce s-au pus la adăpost, aripilor sfinte a celui preanalt, zgomotul nu-i va deranja și inima nu le va fi tulburată. Strigarea se face pentru voi, căutați adăpostul alb. Geravis saragot parabis zaragobiet. Ral canobet paradobiet. Un vuiet va porni în curând. O veste îngrozitoare va fi lăsată pe pământ. Căci o căpetenie de seamă din adânc a fost lăsată liberă. Să meargă la mai mari pământului, să le dea idei, sfaturi. Geravit paradot furi galabriu, ca să fie adus la îndeplinire un plan și o lucrare de groază pe pământ. Dar pentru voi care ați fost chemați să aveți parte de iertare și de mântuire, vreau să las cortul alb, faza sfântă și lumina feței mele peste voi, zice Domnul. Dar căutați, căutați în grabă să trăiți în pace, să trăiți în sfințenie, să trăiți în sinceritate, să vă prețuiți șalobet paragot parabiat. Căci acolo unde vă găsi ură și răutate, iertare și judecată, voi îngădui și vuietul și varul să atingă, se vor ridica steaguri de doliu și va fi mare durere și într-o cetate și în alta, și într-un colț a pământului și în celălalt. Dar pe mei care mă prețuiești să tem de mine, am să-mi arăt slava, zice Domnul. Jemal, parobet, paradot, furi, galabria. Strângeți rândurile, căci lupta din văzduh e mare. Cu apăsare, cu deznădejde, cu necredință, cu nemulțumire, cu ciorovăieli în familie. Da! Dar dacă inimile se pleacă, cel ce aduce biruința e Duhul Sfânt. Amin, amin! Aleluia! Că despre odrazele voastre pentru care vă rugați și chemați în numele meu, nu lăsați să moaie inima, să se clatine pașii. Făgăduința mea rămâne în picioare. Aleluia. Și brațul meu îi va aduna. Aleluia. Duhul meu îi va strânge la locul hotărât. Aleluia. Dar rămâneți de veghe. Aleluia. Rămâneți de veghe. În rugăciune și în stăruința rugăciune. Cherot paradot farabiu. Viet șoval nifor. Și ramurile sălbatice mă voi ocupa de ele și le voi tăia, zice Domnul. Și lăstarii străini voi intra cu uneltele albe și voi răteza, zice Domnul. Da! Voi ridica obstacole și le voi pune barieri. Pentru unii voi aprinde cuptorul și voi introduce încât inima să li se moaie, ochii să lăcrimeze și gura lor să se angajeze că vreau să se întoarcă la Domnul. În ziua când voi lucra, să nu vă puneți de-a curmezeșul. Lăsați-mă să lucru cum îi plan. Aleluia. Și la urmă bucuria va fi mare. Amin, amin.